Raule, ți-am zis că trec pe la tine. Salut, domnule Elvis. Ce faci, mă? Scoate banul. Care banul, domnule? De limbele de deja. A trecut cineva aici la mine, a chitat avansele. Bă, tu ești împit? Da. Cine a venit, mă, după bani? Pacino? Orlando? Omul spunea că din clanul Guardă. Acum ei strânge banii la Ali în locul lui clanul Sbrânceană. Băia bun, dă-ia la mine ghidanță, amabil. Băi! Ale plătește! Tu nu faci prostii! Pe bubă și Ali, mă! Nu știu. Nu știu ce să mă mai fac cu ea. Parcă nu i-aș dori tot binele din lumea, parcă i-aș dori rău. De fapt, tu nu știi niște chestii. Ea a condus neamul. Tata era când plecat, când la Bulău. Eram mic și vedeam băieții cum veneau să-i aducă partea ei din combinații, procentul. Avea procent în toate combinațiile. America cum se înțelege cu mama ta? Adică ele între ele? Mm. Se înțelege bine femeile. Ca femeile. Face curat în curte, sapă grădina, spală, calcă, gătește. Ce tu nu știi, tu nu ești nevastă? Cu mine are ce are mama. Cu mine... Nu mă iartă că am scos-o din mahala și am adus-o între români. Păi, am adus-o aici ca să-i fie bine, nu ca să-i fie rău. Care copil nu vrea binele măsii? Dar tu ai încercat să vorbești cu ea calm, fără să faci pe durul. Ce să vorbesc cu ea? N-ai cu cine vorbi, că e încăpățânată baba. E foarte încăpățânată. Așa că, ce să vorbesc cu ea? Spune-mi, de ce te-ai mutat aici? Motivul real care e? Ca să scap de mahala. Ca să scap de mizerie. Pentru binele familiei m-am mutat. Nu e mai bine aici. Familiei mele e mult mai bine. Dai drumul la robinet, curge apă caldă. Avem cadă. Stăm în apă, jacuzzi. Ce nu e bine? E bine. E căldură. Pentru familie am făcut-o. Ce? I-am luat cu mine și pe aia doi. Pe Pacino și pe Elvis. Băieți buni. Țin la ei. Îi iubesc ca pe copiii mei. Mă mai enervează ei așa câteodată. Trebuie să dau așa câte două și trece. Dar tu consider că viața pe care o trăiești tu cu afacerile tale controversate e un lucru bun pentru familia ta? Pentru tine? Păi... Așa ne-am obișnuit. Eu fac ce fac și America se face că plouă. Bine, dar nu fac totul numai pentru mine. Dar dacă ai aflat și pentru familie. Sandy, băiatul tău, pe care nu l-ai văzut de mult timp, se ocupă de ilegalități. Cum te-ai simțit? Ți-am spus de atâtea ori să nu mai aduci vorba de Sandy. Răspunde-mi la întrebare, te rog. Ce să răspund la întrebare? Nu știu. E chinuitor să mă gândesc la el dacă e blestemat. Dacă are blestem în sânge, la fel ca mine, ca tata, ca bunica mea. Neamul Sprânceană. Asta e tu în sânge, tradiția. Nu te-ai ridicat deasupra lui taică tu. Ai rămas jucăria familiei. Tu trăiești în trecut, Toni Sprânceană. Uite că acum trăiesc în prezent. Îmi dai certificatul sau nu mi-l dai? Că dacă nu mi-l dai, ajung la pârnaie. O să fii de vină. Când o să-mi dai voie să înțeleg ce se petrece în mintea ta și în sufletul tău. Pe drumul
să afle Tony. Mamă, ne rupe picioarele astea. Bate este cu crucea galbenă pe noi. Hai. Ciore, dar ce faci? Plătesc bine țigări. Băi, tu auzi ce zic eu? I-am dat țepă lui Livașa coardă. I-am șutit nunta lui fică sa, lui nasoala aia lui Bagatela sau cum o cheamă. Și află Tony acum, să vezi. Nu a fost ideea lui Elis. Și ce da? Zice maș, poate ne iartă. Ține la noi Tony. Da, mă, dar nu e prost, bă, o să zică că trebuia să-i spunem că alea, că alea. Gata, stecat și moți. Ce să mai... Băi, tu n-au ce zic eu, lasă-i dracu de bani. De... Nu mai stai, nu știu. Cine bă tu, bă, tot? Îl e dracu. Făcut de râs, prostănacilor. Din cauza voastră am ajuns în fața staborului. Ce v-a făcut eu, om? Ha? Ce? Nu v-am ținut pe lângă mine? Nu v-am dat tot ce-i mai bun? Tot ce-ați voi v-am dat? Ha? Elvise... Tu m-ai dezamăgit cel mai tare, să știi. Pe cuvânt de onoare. Cum să mai am încredere în tine de aici înainte, Elvise? Cum? Și ce s-a hotărât, Tony? S-a hotărât pe dracu să vă ia aia, s-a hotărât. Noi rămânem cu banii de nuntă, drept recompensă pentru dobânda aia luată lui Ali, ăla de la măcelărie. Și pentru alea întâmplate cu milițianul. E bine că s-a făcut pace. Deocamdată. De ce? Mai e o problemă destul de gravă. Fata lui Coardă. Ce-i cu ea? Bagatela. A rămas nemăritată. Aia ce nu mai e? Mamă, și e urâtă rău. Da, da. Jean era crui, dorea să Jean frizerul o iubea. Și-a murit tuberculoasă Jean frizerul o gelea. Nu mai plânge Jeanne, e de formă. Jeana nu e moartă, Jeana se transformă. Și ce-mi dă tata, Elvise? Și ce-i al meu e și al tău? Fierul vechi din toată mahalaua, toți cerșitorii de la gară și jumătate din groapa de gunoi. O să ne umblem de lovele, o să trăim ca baștanii. Baștanii, și o să facem și vreo 10 puradei. Aha. Restul e de formă, Jeana se transformă. Colondel la croitorie stătea chiar ceapuri la uscat, curgea bacilii de frizie, curgea încet, treptat, treptat. Nu mai plânge Jeane. Bună dimineața, domnul Splânceanu! Mimi, tai tai, bai bai! Upa! Mi-a plăcut asta! Eu vorbesc puțin română, tu vorbești nimic tailandeză! Cosma? Da? Dacă mă vede careva căcar floricele pe câmpii, mă fac de râs, mă. Vrei tu să te știe lumea bandit și borfaș, că altfel nu te simți bine. Ce știi tu, mă, pe cine? Azi imaginea e tot. E, păi, drag. Color?
Color? Uite-te la tine cât de color ești. Da, da. Bău! Ce faci, mă? Așa mă omoare, mă, dracu. Băi, mergi, mă, odată. Auzi, fa. Ce e, fa? Acolo la voi, în Thailanda, sunt țigani? Ce e aia, țigan? Cum, fa, tu nu știi ce e la un țigan? Nu, ce e? E de băut? De mâncare? Animaluț? Pasălica? Pasălica? Nu, fa, dă-și așa ca mine, sunt? Ca tine? Țigan? Adică om? Da. Ca tine? Da. E plin de țigan la noi. O, mai ușor, că ne omor, bă. Băi, ne omor ăsta, bă, băi. Bă, nebunici ăsta. Da. Auzi? Da. Enrise, dă mugheană? Dar trecută m-ai făcut. Acum te fac eu, bă. Zi să mor tu. Să mor eu? Păi paparoasele la tine? Paparoasele. E bun eu. Dacă nu știu încet unde le pun. E greu, e greu, e greu, e greu. Ia-le tu, că eu mai așa acasă. Hai că-și cum ușeam. Banu! Măruțu! Bă, chitros ești, nu crezi, a? Nu crezi, bă, că ești neserios. Bagă, la mare sau la mică? Ia, mă, e bine. La mare, mă, uite-te la mine. Stilul, bă. O bulan, așa. Bară, așa. Bagă. Ia. Manu, ai auzit, mă, de Piticu? Bă, da, e bulan, mă, care Piticu? Ăla de lângă școală, de prieten cu Toni. Așa, ce-i cred? L-au turnat vecinii aseară și am venit garda și l-a luat. Bă, dar măcar ăla e Barosan, mă. Ăla când o să iasă e blindat. Nu ca noi. Adică ce vrei să spui? Ia, mă, ca e un bolan. Ce vrei să spui? Păi tu nu vezi, mă, toți ei lazi din alte neamuri? N-au grețuri. Așa. Mai fac o treabă, două. Una le iese, alta nu le iese. Așa. Dar măcar o parte de acțiune, mă, nu ca noi. Uită-te la mine. Eu stau aici cu tine. Și o frec. Da, dar o freci pe bani? Da. Lasă-mă, că știe el tot ce faci. Ai răbdare. Băi, eu-s gangster, bă, nu florărea să. Ia. Bă, Pacino, vin alții, mă, peste noi, mă, ne papă pâinica, mă. Se globalizează și vagabonțala, se alege praful, înțelegi? Zici tu? Ia. Ia, dă-ți stropitoarea aia în coafă. Da. Ia-te-te și tu. Nici la astea nu le merge bine între români. Ei, cel mai drag pe lumea asta îmi e florile. Astea-s cu minți. Ele te ascultă, sărace. Ei, ce grădină aveam eu. N-o mai jelie atâta, că n-o munceai matați, o munceau alții. Dar mai a dracu buruiană de pe lumea asta e omul. Da, da, uite-te și la bărbat. Atâta l-am rugat și eu. Să-mi aducă și mie niște răsaduri. Îl doare la bască. Hai mai taci odată, mamă. Nu te mulțumește nimica pe matale. Orice ar face omul, tot degeaba. Ce tot boscorodește acolo, bă? Nu te-am auzit odată să spui o vorbă bine de un om. Poate numai de tata Jenică, Dumnezeu să-l ierte răposatul. Dar dacă mai trăia, îl făceai și pe el albie de porci, spui eu. Așa ți-e sângele. Oh, ce dor mi-e de el, Jenic al meu. Mamă, iartă-mă. E, lasă că să te văd eu pe tine când s-o prăpădi al de Toni. Dacă nu te duce tu înaintea lui. Cubiș! Uite-te și tu, nu vezi? Nici pe acasă nu mai dă. De, ce să-ți fac? Tu ești vinovată. Nu știi să-l ții, femeie, că așa-i sângele tău. Uite la vecinul român-român, dar stă cu ai lui. Bună dimineața! Bună dimineața! Cam arse ouăle astea.
De la ce o fi? De la ulei? De la aragaz? Sau de la tata? De la tata. De la tata. Dacă nu-ți plac, ia altceva din frigider. Mie îmi plac și mai așa, pe la margine. O, da. Auzi, prințesa mofturoasă, eu aș mânca ouă făcute de tine chiar dacă ar fi mult mai arse. Știi? Mă, eu nu mă pricep așa că nu mă bag. Modelul meu e mama, care nici ea nu se omoară cu gătitul. Lia știe că eu gătesc din plăcere. Din plăcerea ta. Proprie și personală, mai spune tu. Din plăcerea ta proprie și personală. Da, asta e o chestie egoistă. Pericol. Da? Bună dimineața. Micul dejun. V-am adus puțină șunculiță de casă. Mai doriți ceva? Să ieși. Nu mănânci? Atunci spune, ce e pe la școală? La tine, Mihai? Școala e o chestie depășită. De ce zici asta? Sunt foarte curios unde vrei să ajungi. Hai, fata, tati, spune. Din înțelepciunea nesecată a adolescentului. Zi. E foarte simplu, măi, tati. Uite-te și tu la vecinii ăștia ai noștri, da? La clanul Sprânceană. Păi ăștia toți la un loc n-au nici 10 clase. Și cu toate astea, bănuțul la Toni Sprânceană, fără număr, bingo! Bingo! Bravo! Niciun bingo. Viața de interlop poate părea formidabilă, așa când o privești din afară. Dar ea vine cu un preț foarte greu. Unii plătesc cu viața. Cei care nu-și pierd viața plătesc cu libertatea și aia care nu sunt închisoare plătesc cu liniștea lor și a copiilor lor. Cei mai mulți care au ales viața de infractor au făcut-o pentru că nu au avut șansa să învețe. O educație bună te duce la o slujbă bună. O slujbă bună înseamnă bani adevărați. Dar nu fără număr. Da. Copii, munca cinstită nu e ca în filme. E cea mai sănătoasă. Dacă am ajuns la muncă cinstită, uitați-vă la voi. Muncă cinstită, educație și bănuțul cam subțire. Știi toată lumea că cine muncește prea mult nu mai are timp să facă rost de bani. Da, munca e o activitate pentru proști. Mai vorbim. Mami, eu dacă vin la pian, înseamnă că muncesc? Eu nu o să muncesc niciodată. Nici eu. Nu. Bă, le vezi că țara astea să scrie, bă, ai un bulan. Ești împrumut? Ai nebunie la cap? Ha? Ce zici, după cât? Și ce să fac, mă, să mă duc la furat ca să-ți dau datorie? Da, de datorie e datorie. E sfântă. Nu ți-am băgat mâna în buzdar? Nu te-am obligat să juci? Tu ai vrut. Hai, că am o idee. Zi. Mergem la Ali, îl băgăm la mijloc și jucăm o pucă cu el, îi luăm banii și poate să recuperezi datorie. Bă, n-ai o idee, era. Hei! Întoarce și Andra Mala, bă! Hei, și Florile, ce faci? Dă-ne dreacu de buruieni. Mergem la ala, chelim de bani și gata. Asta e. Papa? Lăsă-mă, mă. M-a apucat o durere de cap. Simt că-mi crapă creierii. Mi se înfige durerea asta în creierii. Simt că nebunesc. Hai, Toni, hai la Mimi, hai. Azi noapte când mă zvârcoleam cu tine în pat, au legat pe unul pântoarăși de-al meu. Ci că s-ar putea să primească până în 20 de ani. Se strânge lațul. Lațul? Lațul. Lațu! Uliu, fă, dar proastă ești. Nu înțelegi nimic, mai bine măcar dracu.